Bennen, da, Bennen. Ich hab ihn da in die Fasse. Mica noastră demonstrație, cât ne-am chinuit în câteva zile să învățăm. Dar iertați-le micile greșeli, că încă sunt centuri portocalii, albe, unii dintre ei dau mâine examen de centură galbenă și nu prea au experiență în ale demonstrațiilor și în tehnicile avansate de ipon cu mite. Ei practic nici nu trebuiau să le știe, de-abia le-au învățat, se predau la centura albastră spre maro. Dar noi pentru demonstrație am încercat să le punem în practică și să le învățăm cât de cât. Ei și-au dat toată silința să le învețe și vrem să vă mulțumim că ați venit în această seară aici și că i-ați vizionat pentru ce au făcut ei anul acesta practic la antrenament. Sperăm să-i susțineți părinții și să vină și de acum încolo la antrenament, că practic cred că este păcat să nu facă niciun sport și mai ales că pe aici n-au ce să facă și pe lângă școală cei care trebuie să învețe foarte, foarte bine. Și să se țină și de un sport, că avem foarte mare nevoie de sport în ziua de astăzi. Vreau să-i mulțumim foarte mult domnului viceprimar și domnului primar că ne-au ajutat foarte mult anul acesta. Chiar acum o lună de zile ne-au, o mare majoritate a părinților știți, au alocat o sumă de bani și ne-au cumpărat sacii aceia de box, saltele, 80 de metri de saltele, kimonouri, mănuși, training-urile care i-ați văzut la competiție, și alte echipamente și vrem să le mulțumim din suflet că sunt alături de noi și că ne ajută cât de cât să ne facem treaba cum trebuie aici. Da, vă aplaudim. Vreau să vă spun două cuvinte, numele meu și a domnului primar, care cere scuze că nu este în această seară cu noi, dar a fost invitat la Consiliul Județean de domnul președinte Exarhie Răzulescu. Sunt și alte probleme care le avem la nivel de comună. Noi am făcut și cât un cadou pentru moși, să spun, pentru copii. Pe viitor, pe cât este posibil, vom contribui și cu bani și cu tot ce trebuie. Am făcut clubul sportiv Progresul Cernica, care știți dumneavoastră, am trebuit copiii pe club, în ideea de a putea să investim noi. Că dacă nu era afiliat la Cernica și nu era clubul Progresul Cernica, am putea să investim. Pe viitor, și la Bălăceanca avem o sală, vom face o sală de sport și la Bălăceanca, 150 de locuri. Din punctul nostru de vedere și al meu și al domnului primar, toată silința și suntem alte lucruri. Mulțumim frumos! Să ne mai știți cineva.
Cei care se mai învârți acum, ne pare rău că la momentul respectiv n-am putut face și noi sport de performanță și zicem că am avut condiții atunci. Acum avem condiții și eu zic că e păcat să mergem la sport. Să creșteți bani. Sau veniți fiecare, veniți mai în față. Ne! Tana!
Iame. Rei. Thank you.
Dacă avem o criță, mai încoace, Ștefan, mai încoace, nu știu. Și da, e pentru sudacii, e la mare, uăi! Cred că sunt șocări mici. Oi, Suki, ce-o da, n-am eu, cred că ea cu Suki! Hăzme! Ia me! Încă o dată! Oi, Suki, ce-o da, n-am eu, cred că ea cu Suki! Hăzme! Ia me! Tate, șuto, șuto, uci! Hăzme! Ia me! Încă o dată! Hăzme! Ia me! A treia variantă, s-o cumea a viu că eu cu ghirii, eu cu empi. Hajime! Ia me! Juju că mama și ghirii empi pe cerare. Hajime! Și pe cerare. Hajime! Ia me! Mai agheri că n-am mai agheri cu Suki. Hajime! Ia me! Mai agheri juji juji. Hajime! Ia me! Mai agheri trecere la spate! Cum la dreapta, da? Patru în față! Hajime! Ia me! Oi, Suki Ciudan! Toto Uki, ia cu Suki! Hajime! Ia me! Oi, Suki Ciudan, Toto Uki, pe interior, MP! De cerare! Hajime! Ia me! Oi, Suki Ciudan! Blob, MP, Yokogere, MP! Hai să vedem! Hajime!
Thank you.